Giurgiuvenii sunt rău platnici când este vorba să își plătească gunoiul pe care îl produc. Deși au acumulat datorii de peste 40 de miliarde de lei vechi în decurs de 2 ani, localnicii nu dau semne că ar vrea să reducă din datorie. Și nu este vorba numai despre asociațiile de locatari sau de proprietari, ci și despre gospodăriile particulare. Facturile de încasare se ridicau la peste 4 milioane de lei noi, deci peste 40 de miliarde. Iar aceasta este o valoare neîncasată în termen de 2 ani de zile, de 24 de luni, pe exactitate. Ceea ce este extrem de grav. Este adevărat că sunt și societăți comerciale prinse în această valoare, dar chiar și așa, două treimi reprezintă populația. Deci, peste 3 milioane de lei reprezintă doar persoane fizice. Ceea ce este groaznic de mult. Conducerea operatorului de salubritate spune că există metode pentru a-i convinge pe datornici să plătească pentru serviciile de care beneficiază. Miile de adrese și notificări trimise debitorilor, atât persoane fizice cât și agenți economici și instituții, nu au avut niciun rezultat, motiv pentru care firma de salubritate a încheiat un acord de mediere cu o societate de recuperare a creanțelor. Această modalitate a avut mai mult succes și s-a trecut și la executarea silită a datornicilor. Au început să acționăm în instanță, ceea ce este și cel mai benefic nou. Doar că, din păcate, acest cost suplimentar, care nu rămâne nici la noi și se scade în buzunarul plătitorului, beneficiarului, rămâne la instanțe sau la avocați. Pentru a-i determina pe rău platnici să-și achite datoriile, operatorul de salubritate se gândește să nu mai ridice gunoiul menajer. Această metodă a fost deja aplicată unor agenți economici ca modalitate de constrângere și nu va mai dura mult până când se va aplica și populației.